În sfârșit vă dau iarăși salutare, scumpi și dragi foști colegi de izolare. Cum trece timpul, de o săptămână nu ne-am mai văzut. Abia mi-am revenit și eu după ultraspectacolul de pe Cluj Arena. Mulțumesc, mulțumesc celor care ați fost. Sper că v-ați simțit bine, sper că v-ați distrat în cele aproape 2 ore de spectacol. Cei care n-ați ajuns, îmi pare rău pentru voi. Sper că în vara asta să facem cumva să ne vedem prin țară pe la alte spectacole. Sunteți bine? V-ați mai destins? V-ați mai relaxat? Cât de cât. Măsurile luate parcă sunt în favoarea noastră. Parcă sunt pentru noi. Între timp a trecut și evaluarea națională. Felicitări elevilor, s-au descurcat. Păi și la proba de matematică, emoțiile mai mari au fost la proba termometrului, să nu treacă cumva băieții și fetele de 37,3 grade, că la acest subiect s-a dat, toată lumea putea face de un 6-7 lejer. Păi s-a dat problema aia sau exercițiul ăla. Care este rezultatul? 60 minus 20 împărțit la 2. Păi întrebarea asta circulă pe Facebook-urile femeilor care alăptează. Deci n-ar fi o problemă pentru elevii care chiar sunt în temă. S-a mai dat următoarea formulare. Desenați un cub. Desenați un cub. Acum, dacă era și decolorat cubul, era mai greu. Dar asta e deja probă pentru bacalaureat. Am desenat un cub și am ieșit în club. Aveți grijă și la ieșit un club. Ați văzut ce o pățit Jador cu fata lui Esca și cu... Ori mergi la un fresh sau cu Mario Fresh, că nu știi cum îi mai cheamă partiștii din ziua de astăzi, și pe când se iasă din club, pac, un pic de ceartă, un pic de bătaie. Imediat fata Andrei Esca a sunat la 112, că dacă o suna pe maică, să ajungeau la știrile de la ora 5. Că unde să iasă tineretul din ziua de azi, că teatrele încă sunt închise, pe când păcănelele s-au deschis. Mare dispută în opinia publică. De ce? Teatrele sunt închise, dar păcănelele sunt deschise. Păi dacă ne gândim bine, la păcănele e ca la teatru. Dacă stai lângă un tip care joacă la păcănele vreo 2-3 ore, acolo ai și comedie, și tragedie, și dramă. Comedia. Acum am intră. Hai, hai, hai cu strugurelul. Dramă. Vai de mine. Mi-au intrat banii toți. Tragedie. Hai. Dacă mi-intra lămâia aia, câți bani scoteam. Ca la teatru, a fi sau a nu păcăni? Aceasta este întrebarea. Unde mai pui cu agenție de pariuri, sponsorizează săptămânalul de cultură Dilema. Bravo, frumos din partea lor. Să se pună cotă la pariuri. Domnule, Andrei Pleșu despre ce va scrie în editorialul său de joi? Despre ce va scrie? Despre Noica, despre Petru Creția sau iară despre Băsescu? Sau va fi un editorial filozofic. Acum filozofia îl pasionează și pe premierul Ludovic Orban. Ludovic Orban a fost la autostrada Transilvania să vadă ce se mai întâmplă acolo și a dat un citat. Dar i-a încurcat în citat pe Aristotel cu Platon. Asta e o boală de premier, că și doamna Dăncilă confunda Priștina cu Podgorița. Ludovic, lasă Platonul, că nu te prinde paltonul până în toamnă, domnule. Am crezut că și guvernarea PNL face ceva, cum ori zis, aiurea. S-au văzut la putere, au început să-și împartă funcțiile între ei, să-și pună chelnerii în funcții de conducere, că așa e în politica noastră. Dar și Becali a anunțat, revine în politică. Păi are toate aturile, are bani, o mai fost parlamentar și a fost și în pușcărie. Deci numai bun să revină în politică, dar au zis Becali că el nu mai candidează, dar vrea să sprijine un partid care să distrugă USR-ul, mă înțelegi? Care USR-i partid de atei și partid de sataniști. Să distrugă USR-ul. Domnul Becali, mai aruncați niște bani aiurea, dați-i la săraci, dați-i la năcăjiți. Useriștii să distrugă între ei. Și după aia beau o socată și să dau cu trotineta. Dar o veste bună, apare sânge nou, sânge proaspăt în politică. Actorul Claudiu Bleonț, că tot nu-ți deschise teatrele, a anunțat că va candida de primar în comuna clujană Beliș. Beliș, da, mi se pare corect. Acum câțiva ani, domnul Bleonț, la o conferință de presă, înaintea unei piese jucate în Arad, s-a dezbrăcat în fundul gol și și-a arătat platforma.
Deci mi se pare să candideze în Beliș, în Beliș. Acum să vedem ce formațiune politică îl ține în brațe. Cam atâta. Nu vă bat mult la cap. E vineri, urmează weekendul. Să ne vedem de luni încolo, să mai povestim aici. Dar cu grijă, nu știu ce se va întâmpla. Că spune lumea, spun clarvăzătorii, ci că duminică ar fi sfârșitul lumii. Duminică pe 21, ci că ăia maiașii ori greșit un pic la calendar. Ori greșit calendarul și acum pe 21 ar fi sfârșitul lumii. Acum nu știu, având un weekend în față, românii așa să petrec în fiecare weekend de parcă ar veni sfârșitul lumii. Dar totuși vă întreb pe voi, dacă de duminică încolo n-am mai fi, ce prostioare am face noi ca să nu regretăm că se sfârșește lumea? Mă bucur că ne-am văzut și astăzi, mă bucur că am reluat conversațiile și discuțiile, vă doresc un weekend plăcut, petrecere frumoasă, distracție plăcută și relaxare cu responsabilizare. Nicu Bândea a fost aici.